Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, avem ceva update-uri de data aceasta. Primul și cel mai important este că am schimbat clanul. Vedeți că acum suntem într-un alt clan, Star Alliance România, care în momentul de față se află pe primul loc la Clan War și pe locul 3 sau locul 5 la număr de trofee per total. Bun, avem și o grămadă de chesturi. O să începem cu cele din Tire. Avem aici, cred că 2 sau 3 crown chesturi. Ne deschidem repede, am avut acolo 2 gemuri. Ok, Zep, Cobra Rider și nimic interesant. Rapid și aici, 3 gemuri, avem gărzi și doar comune și rare. Și ultimul crown chest cu 3 gemuri, avem un hunter și în rest nimic interesant. Haideți să deschidem și acest mega lining chest în care avem 7614 gold, o grămadă de heroes, o grămadă de goblin, mega minion, avem barbarian barrel, 7 bucăți de prinț, cannon card, 16 bucăți și hai să vedem ce legendară ne pică. Un graveyard, bun. Nu dăm strike la nimic și vom continua cu meciurile din War. Vedem că noul clan suntem în Legendary League, unde am fost inițial și cu vechiul clan, dar din păcate din cauza inactivității unora am căzut și vom de un Legendary 1, dar destul de aproape de Legendary 2 la 80 de trofee și scorul destul de, nu chiar strâns, suntem pe ultimul loc, pe poziția 3-a, dar încercăm să ne revenim. Așa că hai să începem cu un duel. Eu sper să reușim cel puțin 2 victorii. S-ar putea să fie mai greu un pic, pentru că clanul are un rank mai bun în joc, dar sper să ne descurcăm. Asta este chiar primul match din acest clan. Am intrat de curând, câteva ore, și n-am apucat încă să joc. Hai să încercăm aici un atac cu Hawk și Mini P.K. Ar fi fost excelent freeze-ul. Da, și îl reușim. Da, reușește acolo Mini P.K. să-i doboare turnul, îi scoate și Witch-ul. Și din acest moment trebuie să stăm foarte bine în apărare. Să pun Tesla aici. Ar fi bine chiar mai aproape de Ram Rider. Am fi evitat acel ramp. Ok. Încercăm să scoatem și Giant-ul. Da, scăpăm destul de bine din acest atac. 1 minut și 50 de secunde mai sunt din acest match. Are acolo un Firecracker. Vom pune Mini P.K. în față. De fapt, cred că vom pune chiar pe Firecracker. Nu-l lăsăm să ajungă pe turn. Dăm rapid un freeze aici. Da, scăpăm de ambele trupe. Pierdem un elixir la acest duel. Am pus cu un elixir mai mult decât a pus el. Și hai să vedem, trimite din nou Royal Giant-ul. Hai să vedem dacă reușim să scăpăm fără damage din nou pe turn. Dar reușim fără emoții. Pusesem acolo și arcașele pentru siguranță. Da, scăpăm de Rascals. Ok, o să pun Mini P.K. dispune Firecracker și stăm foarte bine în acest prim match din duel. Și o greșeală destul de mică, dar care ne putea costa foarte mult. Hai să vedem aici cum scăpăm de Royal Giant. Vom da aici și Eros-ul. Scop Valkyra. Și pe aia vom da un freeze ca să fim siguri că nu ne doboară tonul, dar nu mai are trupe ca să-l poată doborâ. Bun, și avem prima victorie din acest duel. Continuăm cu deck-ul cu Golem. Haideți să vedem. Începem cu Furnace-ul. Spun undeva în centru mai sus. Am un hit acolo. Strâng și Golem-ul, pentru că avem destul elixir și el se află în deficit. Și a pus acolo și Nightwitch-ul. Punem Flying Machine-ul. Da, scăpăm fără de meci, dar nici noi nu reușim mare lucru acolo. Să dăm aici un Fireball. Bun. Da, rămâne în viață din fericire Flying Machine-ul. Scăpăm cu un singur hit. Și reușim câteva hituri bune pe turnul lui din dreapta. Da, nu știu cum o să scăpăm de acea pompă. Și pierdem bandita cu Darth Gabrinu. Da, am greșit-o acolo. Dăm Fireball-ul. Deja câștigă prea mult elixir. Bun. Dar nu știu cum vom rezista acestui atac. Are Golem-ul. Încercăm Fornance-ul. Da, din fericire intrăm în Double Elixir. Și cred că voi pune... Ok, ne-a scos turnul din dreapta. Să punem și noi... încercăm un atac cu trupe aeriene. Și bandita. Da, și nu cred că mai avem suficient timp. Astfel încât să-i scoatem turnul. Da, pierdem al doilea meci, dar să sperăm că îl vom câștiga pe al treilea, pentru că decul cu balon e mai agresiv. De multe ori reușim să câștigăm duelul cu acest dec. Haideți să vedem. Câți nimic momentan. Ok, trimitem și Muschetira. Să pun linia asta acolo. Dăm un zep. Ieșim nu foarte bine din acest atac, pentru că ne-am luat ceva de meci pe turn. Dar încercăm din nou aceeași strategie. Punem Goblin Cage-ul. Și trimitem și Lumberjack-ul. Și aș fi preferat să punem o... Avem nevoie aici de minions, avem destul de greu. Oh, și ne luăm damage destul de urât. Da, am început prea bine acest match. Încercăm să mai atragem Giant-ul. Până mai și Lumberjack-ul. Da, scăpăm fără damage. Să dăm un zap. Zep degeaba acolo. Ne muschetira aici. Pune minionii. Ok. Pune Hell Spirit în spate. Trimitem Lumberjack și balon. Bun. Dăm și un... Și unge balonul pe turn. Reușim din păcate un singur hit cu balonul. Și lucrurile stau destul de rău pentru noi. Hai să vedem. Ținetem balonul aici. Să avem nevoie de zap. Foarte probabil va pune minionii. Da, și nu stăm deloc bine. Doar un Inferno Tower ne-ar putea ajuta, dar cu toate astea e destul de greu. Da, și pierdem din păcate meciul de final, în care am fi putut aduce dublu de fame-uri. Bun, hai să mai continuăm cu un 2v2. un Double Elixir. Un Double Elixir și jucăm cu ultimul deck, cel cu Healer și cu Elixir Golem. Ok, punem Firecracker-ul aici, o spun, și Goblin Hunt-ul. Dăm un Poison. Nightwitch, pune și healerul în spate. Ok, rascăl și aici. Băi, avem mare noroc că n-are toate cărțile maxate. Ar fi fost foarte nașpa cu deck-ul cu prinț. De multe ori ne-a pus probleme. Să uităm aici Elixir Golem-ul. Dăm și un Poison. Oh, și ne-a rupt acolo cu Mega Knight-ul. Dar... sperăm că vom reuși victoria. Okay. Da, ieșim destul de bine din acest atac. Loving Hunt-ul aici din nou. Și vom trimite Elixir Golem în față. Poison acolo. Punem Firecracker, nu mai trimitem trupe la bătaie. E fix din cauza acelui Mega Knight. Și mai degrabă rămânem să ne apărăm. Da, un pic prea devreme am pus acel Knight. Îi dăm aici un poison, deși nu era neapărat necesar. Să trimitem Elixir Golem, Elixir Golemul și healerul. Da, și vom vom obține de fapt cât Trick Round cu puțin noroc. Da, reușim Trick Round în ultimul meci și destul de bun acest war. S-ar fi putut și mai bine, dar cu puțin noroc am fi putut obține victoria și în duel și am fi adus mai multe failuri. Bun. Voi între timp am strâns o grămadă de gold și o grămadă de star points și haideți să le consumăm. În continuare voi ține Electro Spiritul pentru a putea cere cărți, pentru că altfel nu mai pot să cer cărți fără această carte, din care donez și rămân cu minus și pot din nou cere. De crescut ne-au rămas doar legendare, după cum vedeți. Sunt câteva legendare disponibile și vom face așa. O să creștem logul. Bun. Vom mai upgrada Royal Ghost-ul, pe care îl mai foloseam prin challenge-uri. Destul de bun. Electro Wizard-ul. Și mai avem de încă 3, încă 2. Încă 2. Să facem Ram Rider-ul. Și acum e greu, între prințesă și Nightwitch, acum e prințesa, vom face și prințesa. Wow, am maxat cred că 5 legendare, 5 sau 4. Bun, și acum vom crește pentru început săgețile, astfel că vom avea deck-ul complet golduit la nivel maxim pe toate cărțile din deck. Și mai avem Star Points pentru ultima carte maxată, care nu are din păcate Star Points. O vom face acum și pe a de nivel 1, acest Poison, și astfel avem toate cărțile maxate cu Star, cel puțin un Star pe ea. Bun. Da, când va apărea noua carte, cu siguranță vom maxa Electro Spiritul. Și mai rămân, de fapt, Electro Giant-ul este deja la level 11, singura care la level 10 este Mother Witch. Odată crescută vom avea toate cărțile peste level 11, mai mic, mai mare sau egal. Bun, păi cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!